Merge? Bună ziua! Suntem pe data de 16 mai 2023. Ultima filmare a fost cum facem noi, cum am făcut roiuri artificiale. Și acum să vă arătăm ce lucrări facem mai departe la stupide. Adică ce fac eu, nu că vă oblig să faceți cum vă spun eu. Cum doriți, așa faceți. Și să vă arăt la o familie, două, cum se lucrează. Dacă arată că mai avem până în cap. Astăzi poate reușim. Două rânduri am făcut. Cum a rămas rândul ultimul. Adică lucrarea asta o facem înainte de să alcăm undeva cu o săptămână, poate 10 zile. Așa. La stupii de 12 rami noi încercăm și punem animalul de ăsta la stupii 12 rami. Dar la stupii de 10 rami nu punem animalul. Să vă arătăm ce facem noi la ei. Așa, scoatem toate. Așa, uităm noi atent aici. Vedem rame cu puiet. Și puietul este tot care este larvar. În general larvar se pune jos. Ce la ieșire ridicăm sus. Și ca să fie mai ușor să lucrăm două ori pe un loc, corpul dat îl decupăm. Și îl punem sus. Cam greuț. Și ne uităm ce este jos. Așa, ne uităm. Să nu avem boci. Acestea care de încălzire le-am pus, le scoatem. Definitiv. Nu e necesarul. La ei deja. O scoatem că noi trebuie să punem jos tot larvarul și cam greu de ridicat, de aceea n-o să ridicăm corpurile, încălicem. Așa, dar o să luăm ramă cu ramă, să nu avem boci sau genul ăsta, cum așa e rama dată cu păsturi puțină. Da? Ce avem noi aici, le punem într-o parte. Așa. Într-un cuvânt, eliberăm de jos ramele goale. Așa, asta e ramă bună de oat, o lăsăm jos. Așa, ce avem aici? Păstură. Și puiet la ieșire, la fier. A să o punem sus. La fier, ce avem aici? Aici a încercat să fac ceva, dar nu-i nimic el. Așa, ce avem aici? Nu-i nimic. Boci n-avem, albină multă. Jos. Așa. O ramă din plastic o să punem la miere. N-are ce să stea jos. Asta la fel. La miere o să fie, nu, la oață poate, e foarte bună. Așa. Că vă spun de ce se pune jos larvarul. Acolo toată albina tânără.
Altina tânără, dacă e acolo, acolo regina și rămâne, e sus în sus. Așa, aici trebuie să ridic. Ține stupul, ca să facă curățirea jos. Așa, stăți în timp și asta, noi trebuie să ridicăm. Așa, rama acum ideal între trecut de miere, da? O punem jos, n-are rost să o scoatem noi la salcrâm. Și am făcut noi ordine aici, da? Așa. Începem lucrarea. Concretizăm, noi la stupii dați nu punem hanimalul. Așa, ramă de așa gen, da? Cu puiet, boci nu avem, nu-i nimic. Punem jos. Așa. Asta e puiet, dar pe margine este și larva. Lăsăm pe ramă bună. După aia punem o ramă de o oată bună jos. Noi în felul ăsta răcurim familia ca să nu pui boci, da? Dacă uitați, ramă nouă de anul ăsta a pus puiet. Avem două rame cu ei, da? Noi facem lucrarea asta încet, dar sigur. Ia uitați-vă aici avem. Aici avem larvă. Aici nimic. Puietul începe a căpăci. Da? Așa, la fel. Larvă. Uităm să nu fie ouă în ele. Nu-i, o punem jos. Uitați-vă, o ramă căpăcită, o ramă larvară, da? Aici, acum intervenim cu un stagur artificial. Obligatoriu. Așa. Așa, o ramă de puiet, aici pulcișoare, dar nu-i nimic în ele. Așa, larvar, aici la fel larvar, dar vă asigurați în pulcișoare să nu fie nimic. Așa. Și verificăm mai departe să nu fie larvar.
Ia să ne uităm, ce avem aici? O ramă cu nectar proaspăt adus la păducel. O lăsăm sus. Așa. Mătoarea ramă. Dacă o ramă din plastic, o lăsăm pentru miere la sal. Așa. La fel miere, l-a adus acum. Și ultima la fel miere. Și fiți atenți, asta miere e de anul trecut. Mai avem puțin aici. Noi o să o punem, jos. O să scoatem o ramă de aici de jos. Așa, gen de ramă. Și o punem jos. Așa. Și aici, unde am lăsat locul ăsta gol, așa, punem un faguri artificial. Și uitați-vă atent, peste două rame eu am pus faguri artificial. Aici merge miere, două rame cu puiet, o ramă artificial, iar două rame, că asta e, o ramă puiet, iar artificial, ramă puiet, iar artificial. Aici i-am pus o ramă cu miere, da? Așa, noi deja l-am răcit cuibul. Toată albina tânără e acolo jos. Animalul nu punem la stupidați. Dacă punem, o să ne intre în roie. De aceea nici nu cer. Ia așa. Strângem ramele la loc. Așa. Ramele care mai care trebuie la topit de acest gen, după să-l extragem la falcân, că dacă salcânul acum se ridică temperatura la 24-25 grade, e sigur că el mai repede a spus să desfacă. Deci nu o să observați într-o săptămână, poate să se dea drumul. Am pus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rame, nu pune 10, 9 rame ajunge. Că îi lărgim mai tare, că aici o să fie de miere. Și regina, chiar dacă se urcă, poate să pui o ramă maxim, dar nu pune nicio ramă. Așa. Punem corpul la loc, folia la stupidați de lemn nu se pune. Așa, ce arată aici, punem noi, ca lumea să știe, folia nu se pune. Se pune un cihol așa, ia, de aer. Ar fi gătim familia de salcân. În caz dacă ar fi necesar, mai pune și rame la construcție după aia și dacă sunt eventual boci, le rupe. Dar eu nu cred să pui boci, că i-am dat de muncă. Poate îi mai dăm încă o dată. Înainte salcân îi mai dăm o dată, o, două faguri artificiali ca să pună. Asta-i toată lucrarea ce facem acum. Să mai prezentăm o familie la stupi din Poristirien, să vadă lumea ce facem noi la ei acum. Sunt o mulțime de apicultori care în ultimii ani au procurat stupi așa gen de la propoliu să-mi dă.
sau de la producătorul de la Soroca, la domnul Efim Cazacu. Tot același tub. Pur și simplu acolo este o nuanță diferență în plasticul ăsta de aici. Dar restul e același tub. Și care au procurat să știe cum se lucrează cu ei. Să nu... Fiți atenți data trecută eu ce am făcut. I-am dat familii date volum, vedeți? I-am pus faguri artificiale, 2-3 i-am pus. Și acum verificăm de boci și mutăm cuibul larvar jos, jos. Și gătim sus rame mai vechi care o să meargă la extragere și la topit. Așa. Eu un corp plin de albină jos. Încep lucrarea de pe acum din două considerente. Pentru să nu scăpă albinele în iernare, le bag în frigul așa răcoare, că dau larvarul jos că e mai răcoare și dau stup, oricum e polistiren și e cald. Oricum îl mai răcorim. Și într-a doua rând îi mai stricăm din planurile ei care le face jos. Ca să facă nebunii. Așa, să verificăm ramele care am eu de așa gen. Nu e nimic, e albina, aici are gena, nu-i? Ea se ridică. E gena e sus. Poate fi și jos, ce contează. Ea se ridică. Așa. Asta tot e ramă care o să meargă la topit. Așa. După extragere, normal. Asta e păstura, o punem la margine. Așa. Dați-vă cât albina aici este. Așa, verificăm. Cel mai bine verificați de boci acum. Și dacă nu sunt boci, pur și simplu înversăm corpul și gata. Așa, uităm, boci n-avem, avem niște potirașe, dar în ele nu-i nimic absolut, așa, așa, avem o albină blândă, ouă nus, așa, și avem aici la fel. Iet la ieșire. Așa. Aici la fel. Niște rami care o să meargă tot corpul după extrage la topit. Așa, ce avem aici? O ramă din plastic, cred că da. E clar. Boci n-avem. Așa gen avem noi. Facem în felul următor. Bun, corpul. Și acesta îl punem jos. Și ne uităm că să nu avem boci. Așa. Faguri de așa gen avem din plastic. A să-l mutăm sus. Așa. Acesta la fel. Îl mutăm sus. Așa, ce avem aici? Tak, așa. Ouă nu văd încă. Pare-mi si că nu e aici.
pare că noi am omorât regina aici de la trecută. Da, că nu-i la arvoar, nu-i nimic. Mierii. Regina nu. Nu e regina aici. Aici ei este, dar nu e regina. Fecundeze și... Cred că data trecută am omorât regina. Eu nu țin minte că nu mă otez. Și după cum portoarea albinei, regina este aici. Dar cred că trebuie să fecundeze. Așa. Aici este de plastic, le punem sus. Nu se scoate mierea. Și chiar dacă regina undeva prin zonă, ea zboară tână. Și vine la stupul ei. Așa. Aici cred că data trecută am omorât regina, nu mi-a plăcut puietul și ea o să schimbe singur. Bate un vânt. Așa, ia să vedem. Adică dacă acum aveți regine care nu vă plac, le omorâți, nu căutați alte regine, le schimbați și asta-i tot. Ia să o schimbă regina, n-ai bătăi de cap. Așa. Să vedem ce face ăsta. Aceste tratamente deja le dăm jos, că nu-i nevoie. Cei ceară construiți dăm jos. Și e curat, nu ne complicăm. Așa. Și să ne uităm dacă are boci. Așa, aici ai. Asta e o albină locală. Așa. Aduce nectar. Rama e grea. Are un kilogram mare. Ia să vedem potirașul ăsta ce face. Nu-i nimic în el, e gol. Așa. Aici e larvă, puiet la ieșire. Ia că uitați aici, are o bucătucuță. Vedeți? Vii. Am lucrat la fix. Ele ieșeau, da, ca le roade. Pac. Și aici avem botcă. Vedeți? Regine locale. Chiar dacă pune bine, de aceea am spus până la 10 zile lucrați încă o dată. Anul ăsta e anul cu probleme. Roie. Anul roie. Mierii puțin e posibil. Posibil mierii. Dacă o să fie familii puternici, mierii o să fie. Dacă familii slabe, nu o să fie. Dar rupeți bocile și nu nimic, o să fie miere sau că albine este, o să aduc. Dacă o să lăsați bocile, o să duc în copaci. Asta e o regină locală, vă spun. Locală, de pe loc, din tată în fiu. Trebuie schimbate regine, dați.
Tot puntează în Chine, regina, nu zic. Este larvar tot. Aici. Acolo e apusă. Ce ești? O botcă? Da. Nu, aici. A, poate fi, da. E mică, dar este. Două sunt aici, nu? Una, două. Este. Și în partea asta încă una. Una micuță, așa e. Uitați-vă, și aici la mare, vedeți? În partea asta, ectu. Ectu. Și uitați-vă atent când dați, rupiți botca, vă asigurați larva să nu rămâi în stup. Ea poate să o ia, să o lucreze. Așa, nu e nimic. Așa. Aici ce avem? Ia uitați. Miere toată rama și bocele pe jos, ia uitați. Ia ca ce vorbesc albina locală ce face la noi. Parcă aduce miere, muncește, mi-am dat toate condițiile care era toate, dar boci cu ciuhalul. De asta trebuie să ne zbăierăm de albina asta, locala noastră. Frumos. Pune puiet frumos, de atât așa am lăsat-o. Dai, face comedii show. Îmi face de lucru mie, nu-mi place. Îi mai lăs o săptămână și... Dacă o găsesc regina, îi facem felul. Și îi schimbăm cu regina de cele calitative. Opa, au căzut aia jos. Dar oricum nu trebuie să cadă nou acolo. O să... Ia uitați-vă, așa de botcă aici, uitați-vă, uitați-vă unde a făcut ea. De sub tot făcut. Au câte boci. Asta e albină locală, vedeți? Și bine, e că pontează bine. Da? Pontează bine, dar nu e bun. Și miere are. Dar nu e bun că, ia că uitați. O să scad rama, vedeți? A construit frumos? Nu. Nu, trebuie să facă ea boci. Trebuie să-mi fac, să-mi strice mie fagul. Ia ca așa. Ia ca ce înseamnă regină locală. Vedeți? Fagul nu l-a stricat, l-a făcut numai de albină. Fiindcă regina e de anul trecut. Dar vedeți că face comedie. Aici, uitați, mieri este, păsturii este, parcă tot este, dar face show. Ia să ne uităm în corpul de jos, că acolo tot trebuie să fie boci. Acolo trebuie să fie boci. Ia că uitați, acum a căzut asta botcă, o aruncăm din sub. Și facem în felul următor acum. Mai ușor de lucru. Așa, aici staldem așa de parte, aici este jos, cum trebuie să stea în stup, și îl punem ăsta jos, așa, la răcoare. Stai că n-a venit bine, s-a venit, s-a îmbrăcat, da, are cărcat, bine, bine. Inversarea corpurilor acum, dar nu uitați să rupim bocile la inversarea corpurilor. Da, așa, ce avem aici? Așa, ca să nu vă roiască sigur dacă găsiți așa gen de familie. Și nu înseamnă că dacă am rupt bocile, gata, e, n-ați mai fac. Face iară bocile. Albină foarte multe, roiuri nu vreți să faceți o grămadă. Atunci omorâți regina sau o bagați în cutia milenina de asta ucrainească. Hai ca uitați-vă, ramă de așa gen. Cu trenturi ce mai este, boci. Astea le punem la colectare la miere, că după aia o să meargă la topit. După ce extrage mierea, ramele înapoi nu mai vin. De aceea trebuie
fiecare ramă, vedeți, aceste rame sunt goale. Ele mere nu-i. Dacă așa, gen. Vă uitați atenți, nu fie o botcă pe undeva. Ia uitați ce face. Vedeți? Iată, a pus ouă, uite aici, a pus. Și uitați-vă, când e o albină locală, nu e neagră sau uniformă toată, dar una e roșcată, una e neagră, una e toate nații. Aici e larvar, dar boci nu văd. Și partea asta, ia. Așa, ești, încă nu s-o copt tare la mine, că n-au reușit, că e a 11-a zi. Astăzi. Deja peste o săptămână când ați lucrăm, o să fie salcânul. Cred că sunt 10 zile, salcânul o să fie deja în toi. Și el la noi n-a să apuci în copaci. Ia bocile să le rupim. Așa. Și interesant, numai familiile astea locale au boci o grămadă. Meci locale. Dacă nu a fost perioada mare selecție aici. Așa, așa. Așa e care spune tu. Da, de pus regina aici. Dacă o găsești, o bagi în cutiuța asta. Și stă la păstrare. Da? Data viitoare, dacă o găsim, o băgăm aici, la răcoare. Ca să nu avem surprize prin copaci. Dar surprize n-ați avem, că noi bocii le-am rupt. Și așa că n-avem treabă. Nu e agresivă albina, e blândă, dar nu e bine că pune ei boci. Așa. Boci poate să fie anul ăsta, că mult timp a fost supe ăștia calzi, au fost ploi și albina nu s-a stat mult timp în stup și s-a încălzit aici. Hai să mai vedem unul și... Și cam încheiem filmarea, mai avem de făcut roiuri. Așa, ia. Așa. Tratamentul la lucrăm deja. Am lăsat una la mine și mă hârs la ochi. Păi trebuie să închizi aici. Trebuie să-l închizi. Nu, nu. Nu se... Ia să vedem noi ce avem aici. Uitați-vă, se vede foarte bine cu ochiul liber. De din 250 de familii mai am și locale, nu prea reușesc să schimb și pe toate. Dar cu timpul trebuie să ne dezbaierăm de ele. Ia să vedem ce are aici. Toată rama e larvar, uitați-vă. A ieșit cuietul. Rama de plastic. Și uitați-vă, toată rama e larvar. Tot. Vedeți? Care spuneau că ramele de plastic sunt, nu sunt bune. Vă greșiți amarnic, oameni buni. Ia uitați-vă larva cum stă tot. Și rama dată e mai caldă în ea. Contează mai bine regina. Ia să vedem mai departe ce e. Ia să vedem mai. Aici, uitați-vă albina locală. O ramă plină de nectar la păducel. Vedeți? Se vede? Da. E plină, ia uitați-vă. Da, și frumos. Uitați-vă ce mire. Aș mânca, dar... Frumoasă. Stă... Mire, bună. Ia uitați-vă, face tot așa. Zice că albina locală n-aduce mire. Păi, vă greșiți amarnic. Toată albina e bună dacă știi a lucra cu ea. Ia uitați-vă, albina locală, fraților. De aceea și-a rămas, n-am omorât regina, că... Una e bună, n-are ea, da?
Una face boci, una face rea. Cum oamenii, unul e rău, unul e bun. Unul e rău, unul e bun, unul gospodăros, unul așteaptă noaptea să facă gospodărie. Fără uscătură nu există. Aici, uitați-vă atent, e foarte mult albină sus și jos. Trebuie să luăm puie de aici. Ia uitați următoarea ramă. Fiindcă dacă n-ați luăm puie de aici, o să te întrezim cu boci. Uitați-vă, pocioarele goale. Dar nu e scus să fie boci pe undeva. E foarte... prea mult albina aici, trebuie luat. S-au depus corpul 3, dar eu nu pot spun 3, corpul 3, că n-am atâtea corpuri. Așa, trebuie să verificăm tot. După aia o să scoatem. Am dat ramă la construcție. Frumos. A construit-o. Acest fagure, ce vreau să vă spun. Când am fost în România, astă iarnă, l-am luat de la firma Boca, dacă ați auzit, în România e firma Boca. Păi am luat să văd cum lucrează faguri dați, că e mai mult mai ieftin ca Republica Moldova. Și zic, de să încerc să văd. Și uitați-vă, îi clădește foarte bine. Rama este, ia filmează aici să vadă. Eu o bat cu stăplerul. Ține, nu vă faceți griji, se face foarte multe rame, se face ușor. Și uitați-vă, rama e dreaptă. Aceasta este un fagure de la firma Boca. Așa. Ia să ne uităm, ce mai avem aici? Boci, nu avem? Nu avem. A, avem. Ia uitați-vă aici. E ca surpriză, v-am spus, o să fie. La regine locală, cât de bine n-a pune ouă, cum găsești boci. Ia uitați-vă. Iată aici, e ca așa, scoateți larva dinăuntru, voi rupeți botca, dar larva n-a scos-o. În casă. Și e... Sistemul nervos. Da, care are... La bărbat, semenii și într-un caz. Cei care au stres prea mare cu capul. Da. Nu poate să liniștească. Mâncați. Echipărate, iute, vă spun eu cum e la gust. Eu nu-l mănânc. Dar ce e interesant, un singur botca am găsit. Mai departe nu știu. Încă nu știm, o să vedem mai departe ce. Dacă de grabă să mâncăm și reșă. Da, și reșă frumos. Da, uitați, un faguri, asta e de firmă, deja la faguri laminat. O vedeți? Uitați-vă ce ceară. Zero, zvârle. Uitați-vă, asta e ceară, fraților. Nici nu, laminat. Nici nu construiește. De la mesa care l-au mai făcut. Asta trebuie desfințat așa firme care fac așa ceară. Zvârle. Nu, n-am mai spune, dar... E grabă să mâncăm ceriaș aici. Unii suntem noi 200 de hectare, 20 de feluri de ceriaș pe rânsul. La noi de atât așa. Anul ăsta cu ceriașele a fost cam fric și nu prea mult în mire a dus. Ia să punem în fagul de-a. La prădușel avem miere. Dar sunt. Ia uitați, ar var toată rama. Foarte mult. Ar var toată rama și ouă. Da, frumos să construim. Tot stupul o singură botcă, da? Nu știi mai departe. A, mă, așa vedem jos. Noi corpul ăsta să-l inversăm noi. Așa. Și ce avem noi aici? Ultima ramă. Așa, păstură. Păstură tare multă. Nu-i tare multă. M-am uitat tot stupă, o singură ramă am găsit. Poate da. E jos. Dar păstură e puțin. E jos aduci păstură. Până la salcâm și după salcâm, cum la noi păstură nu-i deloc. Așa, trebuie să înversăm corpurile. Am găsit o singură botcă. Oba! Așa, să dăm puțin fum. Și acum, ca să nu ridicăm și a doilea corpul. Să verificăm rame. Ce avem aici? O ramă. Faguri artificial la firma Boca. Uitați-vă, și jos a început a construi. Vedeți dacă e ceară naturală. Tot a construit-o foarte frumos. De ce eu vă spun, fraților? În România,
procurați la firma Boca, e foarte bună fagurii. Nu că îi fac reclamă, eu văd ce faci la mine, că nu mi-a dat nimic reduceri la el. Dar vă spun că să nu greșiți cu... Așa, e mult de lucru. Îl dăm mai bine jos. Ăsta îl punem aici. A, nu. Facem un fel următor. Ăsta îl lăsăm, să-l punem sus. Dar fagurile ăsta artificială, îl scoatem de aici și îl punem dincolo. Uite aici. Uite așa îl facem. Și ăsta, cur, îl luăm, îl decupăm. Baba, să-l punem într-o parte. Și ăsta o să-l punem jos. Îl facem. Și ăsta îl punem deasupra. Uite-l așa. Și ne-am lămurit cu treaba. Și acum ne uităm ramă cu ramă. Ce avem? Ramă de trântori care au fost jos, ramă răb, asta o să meargă la topit, după să alcăm. Așa, dar uitați-vă foarte bine că este foarte mult albină este aici, la răvar și cu iet căpăcit. Nu e mult la răvar, dar este. Dar de aici trebuie de luat cu iet. E prea mult. Așa, ce avem aici? Rame ideale pentru scos miere din ele, la salcâm și ramele o să meargă la topii toate. Dar ne uităm să nu fie boci. Boci nu avem. Larvar. Larvar. S-a dus și prim și jos și sus. Știi? Sus, prim și jos, prim, dar nu mai avem unde face roiuri. Noi mai vrem și miere, nu mai roiuri. Aici ai păstură și puiet căpăcit. Uitați-vă, așa ramă merge ideală la roiuri. Că e puiet căpăcit și păstură. Așa, și aici e la fel păstură. Dar e mai ușoară ramă. Și interesant, tot stupul am avut o singură botcă. Nu e nimic. Ramă goală. Interesant, da? Tot tupul, regină locală, o singură botcă. Da? Așa. Oamenii sunt agresivi, nu așa. Așa. Cereș încărcat, șmașcat. Unde lucră înghețat, aici e pe vârful dealului, nu? Pe o înghețat. Vada lui Șolița asta. Să mai vedem unul. Ați văzut un singur... O singură... O singură botcă era, atât stupul. Și aia ce era larvare? Era. Nu era... A, am uitat fumul. Aici la fel, uitați-vă, am pus trei rame la construcție. Și să vedem care e situația cu el. Așa. Ce avem aici? Uhu. Avem puiet, ouă. Ia uitați-vă, avem ouă aici și puietul ieșit. Și sus miere de păducel. Larvar. N-avem nimic aici în păducele. Așa, și aici la fel. Ce avem aici? Ouă. Și puterea și goale.
Așa, nu-i nimic, ia de piciorul mai încolo. Să vedem ce mai este sus și jos. Așa. Albină foarte multă, dacă la noi familie sunt foarte puternice, în cauza că familia a fost dezvoltată bine. Dar a întârziat sau câmul anul ăsta la noi. O să vedem ce facem aici. Regina a pus ouă tot, o ramă din plastic, uitați-vă, totul este larvar, și ia cu tău Regina. Nici nu e însemnat, e Regina de-a mea locală. Eu nu însemnez, de obicei măcile care le procur le sunt însemnate, dar câteodată însemnez și poți le omori. Eu dacă nu blochez reginile sub animalul ăsta, atunci nici nu mă interesează regina. Așa. Și uitați-vă următoarea ramă. Frumos, uitați-vă un fagur artificial de la firma Boca asta. Rama e făcută de mine cu steplu robat. Făcută ideal. Uitați-vă. Așa. Asta e un fagur de nostru. Larvar mult. Și de-abia o căpăcește miere. Asta puietul. Niște pătișoare, dar goale. E bine. Destul de normal. E ok. Așa. Că de fiecare dată vă arătam familii reginei Sinevir sau linia Romă. Dă-ți vă arăt și reginele mele locale, care din tată în fiu, de ani de zile. Ia uitați aici ce faguri. Tot firma Boca, vedeți? Așa că nu înseamnă dacă regina e locală, gata, nu e bun. Băi, sunt de-a noastră bune, bă, nu toate bune, toate rele, cum ar fi. Depinde ce faguri băgăm acolo. Aici e un poteraș, dar în el n-a pus încă nimic. Asta ce înseamnă? E foarte cald. Și aici nu e nimic. Asta înseamnă că corpul e la moment să-l mutăm jos. Să facem rocada. Cu o săptămână, 10 zile înainte să-l cânt. Și nu o să greșim. Aceasta este o ramă de nectar toată. Eu am pus-o pentru o oadă, ea aduce nectar. Uitați-vă toată rama. Tot e nectar proaspăt la păducel. Așa. Și asta e o ramă din plastic care e cu miere, dar o să o lăsăm sus. O să o urcăm sus. Așa, și aceasta este o ramă păstură. Boci nu avem aici. Ați văzut familie puternică. Aici nu-i nimic. Nu-i nimic. Adică, fraților, dacă regina, chiar dacă e locală, boci nu sunt. Așa. Să luăm și să mișcăm pot. Ce cere așa frumos? Nu s-o copt ele. Când o scoacă, scoacă. Așa, trebuie să facem rocada. Ce nu-mi place mie acum lucrările, că trebuie să facem rocade. Ai de ridicat mult. Așa. Tratamentele care au fost trecute în prima oară de la jos, ele nu mai trebuie. Le-au scos afară. Așa, și acum. Sus. Dăm jos. Uite. Așa. Și avem aici o ramă de asta.
de jos. Așa. Și să mai punem încă o ramă într-o cei rame de plastic. Vedem de dragostea. Ce avem aici. Asta e ramă cu miere. Ramă ideală de oat. Punem jos. Îmi fac grijă că regina e în partea asta. Și uitați-vă, am lucrat la familia asta fără să dăm o dată cu fum. Și regina, cum? Albine locală. N-am dat niciodată cu fum. Așa. Ucidem așa cu facea. Și verificăm de boci. A rămas, e de întrerupt. Dau leac, să duc albine în jos. Aici nu avem boci, în orice caz nu vă asigurați așa, e că nu-i boci sus, gata, nu sunt boci, nu, verificați. Ramă cu ramă verificați. E mai greu, trebuie de verificat, dar verificați. Întărit. Așa, o, aici miere la greu. Deci dacă vrei poți scoți la păducel. Da, o să fie o miere mai gustoasă. O să fie amestecatură. O să fie păduce. Uitați-vă ce larvar aici. Regina s-a dus în jos. Vedeți că e singur se duce în jos, regina. Și l-a ridicat sus. Nu e nimic. Ia uitați ce pluiet aici. Căpăcit. Da, boci n-avem. N-avem nicăieri. Pus tot. N-are un gram unde să se facă așa puiet. Dar boci nu sunt. Regine bună. Da, boci nu sunt. Ia cam e păducele, dar nu sunt. Cât albină, dar boci nu sunt. Dar uitați-vă, fraților, că eu de aici o să iau. O să iau puiet că e prea mult. Ăsta e un roi vieții pe 12 rame. Asta am văzut că pe 12. Deci. Ăsta farim și tot e pe. Păi ăștia sunt roiuri pe 10 rame. Ce să faci? Unde mai faci? Vrei și pui... Da, nu, nu, nu încapi. Nu încapi. Vedeți că putem alt roi. Întâlui. A, acolo. Uite, o să facem aici. Prea mult puiet acolo. Și ies puietul respectiv, o să sui în copaci. Aici ieri am făcut un roi. Așa. Vedeți ce roi. Și mai adăugăm și ramele astea cu albine și puiet. Mai aduc încă o ramă. Iată așa genul ăsta de ramă. Și pe asta o aducem. Regina pare mi se e jos, am găsit-o noi. Asta e cu păstură, cu miere, cu tot ce trebuie, nu? Las-o aici. A, o luăm. O luăm. Eu așa aduc. Eu așa aduc. Așa. Păstură n-are roi.
Regina, ne asigurăm să, să nu fie aici. Uitați-vă câtă păstură. Ia uitați-vă. Acolo nu sunt? Nu, eu nu-i nimic. Regina parcă era sus și a dat-o jos. Uh-huh. Nu e aici, Regina. Așa. Roiul nostru o să fie întărit foarte bine. Mai să mai punem aici. E bine că l-am găsit, cum spun. E bine că am găsit unde. Ia o din tatăl din aici, așa. Așa. Și așa, acolo o să punem faguri artificiale. Așa că, fraților, nu mai întindem răzâna, sau mai spune cauciucul. Vă arătăm 3-4 zile sau cu o zi, două înainte salcâmul, când o să înfărească salcâmul, ce lucrări mai facem la binecuvântul nostru. Până atunci, rupiți bocile dacă sunt, unii sunt, unii sunt reginile proaste, de calitate proaste, puteți să le omorâți, că e acum momentul, fiindcă până la salcâm o să iasă regine noi, o să fecundezi, o să pui ouă bine și albina, tot puietul o să iasă, larvară o să iasă și o să lucrezi la salcâm, dacă o să aveți salcâm, dacă nu, nu, să aveți regine calitative. Numai bine.